Ne-am întors din scurta pauză de publicitate și, așa cum v-am promis, alături de noi se află doamna Anca Iftode, este comisar, dar șef împuternicit la Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Spun bună seara și bine ați venit la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături pentru noi, pentru Ieșeni, iată, cu câteva informații foarte interesante și utile pentru noi toți. Vorbim de campaniile pe care le-ați desfășurat în 2019, dar cred că foarte potrivit pentru cei de acasă este să afle și câteva informații despre biroul pe care îl coordonați. Sigur, Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași este structura care se ocupă fix cu numele care îl are. Ne ocupăm cu activități de prevenire în comunitate. Ne deplasăm în teren și discutăm cu grupurile țintă, categorii vulnerabile, în funcție de dinamica infracționalității, le adresăm sfaturi și informații cum să se protejeze mai bine, cum să-și protejeze bunurile, să aibă grijă de ei și de bunurile pe care le dețin. Cred că, așa cum ne-am obișnuit, acest birou este unul foarte activ. Cum spuneați încă de la început, mulți dintre colegi sunt în stradă pentru a-și desfășura activitatea. E clar că altfel nu ai cum să transmiți mesajele fără acest aspect. Modul direct de interacțiune cu grupurile țintă este o modalitate prin care noi ne transmitem informațiile și mesajele preventive care dorim să ajungă la cetățeni. Ne folosim și de comunicare online și de sprijinul mass mediei locale și centrale, dacă este cazul, pentru a transmite cât mai multe informații. Așa este și nu sunt puține campaniile pe care le-ați desfășurat, iată, de la an la an ele sunt cumva crescânde, ca să spun așa, sunt foarte multe, undeva la 19, parcă am numărat eu pe 2019. Anul trecut am avut în derulare 21 de proiecte și campanii de prevenire pe diverse paliere. Încercăm să acoperim în funcție de dinamica situației operative și de vulnerabilitățile pe care le identificăm, să acoperim cât mai o gamă cât mai largă de infracțiuni, să spunem, care să le contracarăm și pe partea asta. Și iată că județul Iași are, din păcate, și astfel de probleme și e clar că e foarte important să veniți cu aceste campanii și cumva oamenii să fie atenționați de unele situații cu care s-ar putea întâlni. Exact. Într-adevăr, Iașul este un județ mare, ne adresăm atât populației din mediul urban cât și rural, specificul diferă în funcție de fiecare zonă, în funcție de fiecare vârstă și ne adresăm cu diverse mesaje și pe diverse paliere de vârstă, în primul rând. Așa cum am aflat încă de la început, iată, scopul campaniilor este unul foarte, nu știu, deschis și îl înțelegem din primele secunde de discuție. Doriți să preveniți criminalitatea și infracțiunile care ar putea avea loc în județ, însă mă gândeam cum vă selectați grupurile acestea țintă. Prin analizele desfășurate la nivelul inspectoratului, identificăm grupuri țintă vulnerabile. Avem, într-adevăr, trei categorii de vârstă vulnerabile. Principale sunt copiii și bătrânii, dar mai este și populația adultă, proprietari de diverse bunuri, care pot fi ținta hoților în cele mai multe ori. Copiii și bătrânii sunt ținte predilecte pentru alte tipuri de infracțiuni, la fel și adulții. Și pentru fiecare în parte, noi alegem ce mesaje adresăm, ce tipuri de campanii, cu ce venim în sprijinul lor, să fie cât mai informați, să se protejeze ei. În principal, vrem să reducem riscul de victimizare. Ăsta este scopul nostru principal. Și atât, din păcate, primele două grupuri pe care le-ați menționat sunt cele mai vulnerabile, dar cred că pot fi și cele mai grave infracțiuni asupra lor, dacă e să spun așa. Gravitatea, dacă e să o luăm din punct de vedere juridic a faptelor, se adresează, din păcate, către toate categoriile de vârstă, într-adevăr. Dar vulnerabilitatea este dată de copii și vârstnici pentru capacitatea lor de înțelegere, adaptare la context este redusă. Și de altfel, iată, multe campanii cred că sunt cu mesaj spre copii și bătrâni, poate mai puțin pentru adulți, ei deja înțeleg lucrurile într-o altă manieră. Într-adevăr, din cele 21 de campanii și proiecte care le-am avut în derulare anul trecut, marea majoritate au fost adresate elevilor și am mers către unitățile de învățământ, acolo găsim grupul țintă. Am avut 13 campanii și proiecte doar pentru a reduce riscul de victimizare în rândul elevilor și a preveni delinvența juvenilă. Puteți să veniți cu câteva exemple aici pentru aceste tipuri de infracțiuni în rândul elevilor, că la ei facem referire? Da, pot să vă dau câteva titluri de campanie care, și de proiecte care le-am avut în desfășurare. A fost elev prevenit, elev informat,
Deschideți mintea, nu fi închis, un proiect în parteneriat cu Penitenciarul Iași, aleg corect, sunt responsabil. Proiectul SPICE pe prevenirea consumului de substanțe psihoactive și droguri, proiectul Fără Discriminare, proiectul Impact Stop Bullying, cum îi spune și numele, pentru prevenirea bullying-ului, 10 pentru siguranță sau siguranță de nota 10, am avut și varianta asta, Hărțuirea nu este un flirt, Școala Siguranței Teddy este un proiect național la care facem parte și noi, și mai sunt mai multe. Împreună pentru o comunitate mai sigură, fiecare, într-adevăr, merge spre prevenirea, cum spuneam, a delinvenței juvenile și a reduce riscul de victimizare în rândul minorilor. De exemplu, iată, siguranță de nota 10 sau o altă campanie, ce scop a avut? Ce ați vizat în... Siguranță de nota 10, de exemplu, a fost o campanie care se desfășura pe o perioadă scurtă la începutul anului școlar. A fost la nivel național, o inițiativă a Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității. S-a desfășurat în toate județele, toate structurile de prevenire au derulat această campanie. Ne-am adresat elevilor la început de an școlar cu 10 sfaturi venite din partea tuturor structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care au competență pe prevenire și am mers împreună cu jandarmii, cu pompierii, cu cei de la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, cu cei de la Agenția Națională împotriva antidrog, cu cei de la frontieră, cu Inspectoratul Teritorial de Frontieră și le-am oferit fiecare câte un sfat copiilor cum să se protejeze, cum să aibă grijă de ei, cum să nu ajungă într-o situație de victimizare atât la școală cât și în comunitate. În primul rând, ei să aibă grijă de ei. Și fiecare pe filiera lui, cumva. Fiecare pe... pe ceea ce știe mai bine să facă. Pe specificul muncii. Parteneri, cred că aveți foarte mulți cu care colaborați, că de altfel cred că nu s-ar putea desfășura aceste activități și cred că în principal sunt școlile și liceele. Partenerul nostru de nădejde când ne adresăm elevilor este într-adevăr inspectoratul școlar și fiecare unitate de învățământ unde ne desfășurăm activitățile. Încercăm să ajungem în cât mai multe școli, sperăm să reușim să cuprindem tot județul. Dar bănuiesc că văzusem ceva și cu biblioteca, parcă un proiect, aveți și cu alte instituții avem din Iași. Mulți parteneri, într-adevăr, dintre cei care am amintit mai devreme din sub egida Ministerului, colaborăm foarte bine și cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și cu Direcția de Asistență Socială și cu Compania de Transport Public, care ne ajută cu mesajele prin mijloacele de transport în comun, asociații non-guvernamentale, ONG-uri din plan local, Asociația ROR, de exemplu, care avem proiectul Impact Stop Bullying, care a avut mare succes. În cadrul acestui proiect merge o echipă tot la fel interdisciplinară, se creează un dialog, o dezbatere cu elevii în care sunt prezentate din partea unui psiholog, a unui polițist, a unui avocat și a unei persoane din media ce înseamnă bullying-ul și care sunt efectele asupra lor, asupra copiilor. Cred că e un proiect foarte necesar. Da, sunt perspective diferite pe care copiii le înțeleg venind și la persoane specializate în domeniu. E foarte, foarte bun și foarte bine gândit acest proiect. Cu siguranță îl veți desfășura și în 2020, pentru că dacă ați văzut că a avut rezultate în 2019, e clar că trebuie continuat. El este început, proiectele în general în școli, le începem pe perioada anului școlar, nu pe perioada anului calendaristic. Și atunci, cu siguranță, majoritatea proiectelor care le avem sunt în desfășurare până la sfârșitul anului școlar 2019-2020. Bine, și e un subiect cumva relativ nou, pentru că, iată, practic din 2019 s-a dat mai multă atenție acestui termen, să zic, bullying-ul și a fenomenului efectiv. Și clar că era necesar de un astfel de proiect să-l dezvoltați. Așa este. Într-adevăr, termenul de bullying a fost mult mai popularizat în ultima perioadă. Din păcate, fenomenul a existat dintotdeauna, șicane, hărțuiri, agresiuni verbale sau fizice de orice fel au existat de când eram și noi copii între elevi. Acum
însă conștientizăm, cred că, mai mult efectele pe care le au ei în dezvoltarea armonia sau unui elev și încercăm să conștientizăm pe toată lumea să intervină atunci când sunt situații din asta, să nu se ajungă la cazuri mai grave. Da, și cu siguranță sunt efecte negative asupra copilului, asupra victimei. Clar că poate fi afectat emoțional după o astfel de situație și aici intervine și rolul psihologului. Dar iată, putem preveni astfel de situații și atunci nu mai ajungem poate la psiholog, cred că ar fi ideal. Ce alte campanii ați mai desfășurat? Spuneați undeva de 21 de campanii și proiecte. Restul, prioritățile Poliției Române în domeniul prevenirii s-au axat în anul 2019 pe trei palierii. Primul a fost, cum spuneam, delinvența juvenilor și prevenirea victimizării minorilor, iar cel de-al doilea palier este prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. Și aici am venit iarăși cu un set de campanii și proiecte, 6 la număr anul trecut. Am avut inclusiv pe prevenirea infracțiunilor online, cu suport tehnic fals, cu phishing, cu foarte multe informații și pe partea asta. Sunt persoane care în continuare cad victime acestor gen de fapte. Campania Fii Atent la Buzunare, desfășurată în mijloacele de transport în comun și în stațiile mijloacelor de transport în comun cu partenerul nostru, compania de transport public. Ne-am axat atât pe activități de informare stradale, cât și pe mesaje cu suport vizual, video și afișe, flyere, ca oamenii să rețină cât mai multe informații, să-și protejeze bunurile. Graba și neatenția de obicei sunt un factor favorizant producerii unor infracțiuni. Proiectul Fii Precaut evită înșelăciunile, care fix pe înșelăciuni și aici se adresează într-adevăr bătrânilor și nu numai. Dar, era metoda accidentul cea mai în vogă, să spun așa. Da, sunt foarte multe metode de înșelăciune. În continuare, oricât încercăm noi să popularizăm astea, oamenii, în special vârstnicii, sunt vulnerabili, sunt creduli în continuare și dau crezare multora. Sunt și comisi voiajorii, și vânzători ambulanți, și falși prestatori de servicii, care vin la ușă și spun că lucrează la diverse companii de utilități publice. Doar ca să intre în casă. Doar ca să intre în casă. Sau vin și metoda premiul, adică vin și le oferă anumite premii, doar la fel, pentru a avea acces în casă. Și reușesc, că vin 2-3 și reușesc atunci să debusoleze persoana, distrag atenția și iau bunuri. Dar, într-adevăr, metoda accidentul este cea mai păguboasă pentru victimă, să spun așa, pentru că se oferă foarte mulți bani. Deci oamenii dau crezare unor situații pe care nu le verifică. În primul rând, ar trebui să verifice orice informație din cât mai multe surse atunci când se întâmplă și să nu dea crezare. Nimeni nu mai cere bani pentru operații chirurgicale, pentru avocați, pentru tot felul de alte situații din astea la limită. Oamenii sunt naivi. Cred că acesta e adevărul și, așa cum spuneați, trebuie verificată informația, mai ceva ca un jurnalist din trei surse. Da. E clar că trebuie să suni în stânga, în dreapta, să afli exact dacă situația este adevărată sau nu și să eviți cumva, bine, acum norocul hoțului, dacă are și bani omul și trimite, în general, păcate... oamenii se străduiesc să facă rost de bani, fără a verifica, în primul rând trebuie să sune persoana presupusă a fi accidentată, să verifice dacă situația e așa, chiar dacă au cei care profită de situația asta sau încearcă să-i inducă în eroare, au tehnici de a-i ține de vorbă, de a-i ține ocupați, le cer multe date de contact, îi sună și pe telefonul fix și pe telefonul mobil, află foarte mult, foarte ușor informațiile astea. Ei ar trebui să fie precauți, să iau pauză și atunci să încerce să contacteze persoana despre care se spune că a avut un accident, s-a implicat într-o situație de urgență și pentru care se solicită suma respectivă, să verifice sau să sune soțul, soția, alt prieten, pe altcineva, să se informeze, să nu dea bani fără să verifice lucrurile astea. Așa cum spuneați, e cea mai păguboasă metodă prin care hoții fac rost de bani. Ați avut și alte situații de genul acesta mai noi, anul trecut, pe care le-ați înregistrat pe lângă metoda accidentul? V-am spus, sunt multe metode. Mediul rural nu se pretează atât de mult metoda accidentul. Da, a apărut și acolo. În mediul rural sunt vânzătorii sau cumpărătorii ambulanți. Vin la poarta omului, oamenilor și sub pretextul de a cumpăra diverse bunuri de pe lângă casă, din gospodărie, produse agricole sau orice altceva, băuturi alcoolice, că și astea se vând la țară, la cumpărare oferă o bancnotă de valoare mare, ca omul să fie nevoit să-i dea restul.
Și atunci oamenii la țară își țin bani într-un loc și cineva observă, urmărește și vede unde țin și tot la fel. Prin distragerea atenției, cineva reușește să ajungă în casă și să stragă... Sau și alte bunuri, nu neapărat... Sau și alte bunuri, dar în general asta e metoda principală, de a cumpăra bacnote mari și de a afla unde sunt ținuți banii. Suntem în plin sezon de iarnă, pot spune. Aveți campanii specifice pentru această perioadă? Mă gândesc aici că au trecut și sărbătorile și cumva am avut. Într-adevăr, în fiecare an derulăm o campanie în luna decembrie, nu lăsa un hoț să-ți strice Crăciunul, și se referă la prevenirea furtelor din locuințe. Majoritatea pleacă sau sunt un pic mai distrați de cumpărături sau distrași de cumpărături, de a ajunge într-un loc sau altul. Copiii merg la colindat, bunurile sunt lăsate la vedere în mașină, cumpărăturile la numai fel. La fel. Și încercăm să venim în fiecare an, tot prin partenerii noștri, pe toate canalele de comunicare posibile, pe care le putem accesa, inclusiv mass media, inclusiv cu activități în hipermarketuri, în supermarketuri, în zonele aglomerate, în parcări, pentru a atrage atenția, chiar dacă este o perioadă mai agitată, toată lumea este în goana cumpărăturilor, în goana cadourilor, să avem grijă de bunurile noastre. În principal, bunurile e punctul forte, să spun da, așa. Da, în luna decembrie așa e. Cred că și pentru cei care călătoresc aveți campanii în desfășurare da. cu parteneri și cu care... Împreună cu colegii noștri de la secția Poliției Transporturi, secția regională Poliției Transporturi, Iași, desfășurăm punctual, ocazional, când este nevoie, activități în gări, în autogări, în aeroporturi. La fel, mergem și cu ceilalți parteneri, cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane, cu cei de la CPK pentru a preveni consumul de substanțe psihoactive și încercăm să venim cu mai multe informații și pe partea asta. La fel și cei de la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră, care vin cu informații specifice lor, ce înseamnă contrabanda, migrația ilegală și alte aspecte de genul acesta. Ați avut poate inițiative sau, nu știu, solicitări din partea instituțiilor să veniți cu o anumită campanie sau v-au dat idei poate pentru desfășurarea unei activități? În general, cred că școlile sunt foarte... Școlile ne solicită pe tematică și atunci, în funcție de nevoile fiecăruia, noi mergem și ne adresăm cu mesajele respective. La școli putem merge pe siguranța online a copiilor, pe bullying și cyberbullying, că se leagă, pe riscul de victimizare atunci când sunt singuri acasă sau nu, pe prevenirea traficului de persoane, cum vă spuneam, consumul de substanțe psihoactive, ce înseamnă implicarea, educație juridică mai facem cu ei, ce înseamnă implicarea în fapte penale, care sunt consecințele, ce este răspunderea penală a minorilor. Au și ei, cred că, curiozități în cadrul acestor întâlniri și cred că e foarte bine că sunt interesați de subiect. Încercăm în cadrul activităților să mergem pe dezbateri, pe un dialog cu ei, constructiv, să ne punem întrebări, să răspundem. Le prezentăm și materiale video și PowerPoint-uri. Sunt atrași cumva de toate acestea. Ne-ați vorbit deja de o campanie cu foarte mult drag, asta am observat noi, cea Stop Bullying, dar cred că ați avut una dintre toate cele 21 de campanii, una de suflet, care poate v-a marcat, nu știu, din punct de vedere al rezultatelor, poate ați obținut rezultate foarte rapide sau imediate. La prevenire, rezultatele se văd în timp. În timp. Da. Nu avem satisfacția asta de a avea rezultate imediate, dar în timp se văd roadele muncii noastre. Sau de la an la an, probabil, când vedeți că mai scade infracționalitatea. Da, e un indicator, dar nu cel pe care îl urmărim noi. Scopul sau indicatorul principal este să ne atingem numărul de activități propuse în derularea proiectului, să reușim să comunicăm mesajele pe mai multe canale. Fiecare campanie are specificul ei și încercăm să atingem indicatorii propuși acolo. Sunt multe proiecte și campanii dragi, am avut de-a lungul anilor foarte multe. Anul trecut, cea de-a treia prioritate, că am rămas restantă să vă povestesc, de cea de-a treia prioritate a Poliției Române este prevenirea violenței în familie. Aveți astfel de campanii pe această și mergem foarte mult, că au apărut două măsuri preventive și asiguratorii noi, cum este Ordinul de Protecție și Ordinul de Protecție Provizoriu.
Și pe lângă a le populariza către cetățeni, să știe că le pot accesa, căile pe care le pot accesa și ce le garantează aceste două măsuri, în general am mers și către elevii de liceu, dar și către populația adultă și către vârstnici, deci este o campanie care se adresează tuturor. Din păcate, acest fenomen se desfășoară în spatele ușilor închise, sunt foarte puțini care știu și cu atât mai puțini care iau atitudine sau spun ceva. Este o problemă că nu știm cifra exactă a lucrurilor. E vorba, lumea nu vine să raporteze, încă este rușinea aia de a spune ce se întâmplă în spate, victima nu are curaj să spună și încercăm să dăm curaj prin activitățile noastre, să vină să ceară ajutor, pentru că măsuri sunt pe care le pot accesa și a ieși din situația de victimizare sau de a o preveni în cele mai fericite cazuri. Iată că de cele mai multe ori și din păcate, multe dintre victime își acceptă soarta sau situația în care sunt implicate și nu cred că este o variantă bună și favorabilă pentru viitor. Da. E clar că ar trebui luate câteva măsuri, însă, așa cum spuneați, multora cred că le este rușine să vină să ceară ajutorul specializat. Teamă, rușine, sunt mulți factori care pot împiedica o victimă sau potențială victimă a violenței în familie să apeleze la ajutor. Noi încercăm să eliminăm măcar unul din ele sau câteva, ca să determinăm victimele să ceară ajutor, să știe că nu sunt singure și pot apela la specialiști care le pot ajuta și psihologic, consiliere psihologică și juridică și mai departe în tot procesul de a ieși din acest cerc vicios al violenței. Ce e drept, sunt multe instituții care pot oferi sprijin în astfel de situații. Acum e bine să mergi să ceri ajutorul atunci când e nevoie. Această campanie cumva tot prin flyere, tot prin aceleași metode clasice sau veniți și cu alte... Avem și suport material, aceste flyere, broșuri care oferă informații despre ordinele de protecție și ordinele de protecție provizorii, cât și instituțiile la care se pot adresa victime violenței domestice, dar încercăm să facem la fel întâlniri, tip dezbatere cu grupuri țintă în care persoanele care participă nu neapărat sunt victime sau potențiale victime, dar pot fi martori și martorii sunt foarte importanți pentru că ei pot lua atitudine, pot sesiza cazul și atunci se poate interveni. Și până la urmă mai e și reclama din gură în gură. Iată, am fost acolo, am participat la întâlnirea respectivă și am aflat informația aceasta. Și poate interesează și pe vecinul și pe vecina. E clar că se poate distribui imediat informația. Spuneți-mi pentru 2020 ce ne pregătiți? Avem, cum vă spuneam, pe partea unităților de învățământ campaniile și proiectele care vor merge mai departe. Avem proiectul cu penitenciarul Deschideți Mintea, Nu Fi Închis, în care deținuții merg și le vorbesc copiilor despre ce înseamnă consecințele implicării în fapte penale, ce înseamnă mediul carceral pentru ei, cum îi afectează. Și discuțiile sunt foarte dinamice. Copiii sunt într-adevăr impresionați când vine cineva și le povestește din experiența directă ce înseamnă să faci o faptă penală și ce înseamnă mediul penitenciar pentru o persoană. Poate priorități sau poate v-ați spus pe listă de anul trecut câteva lucruri. Prioritățile rămân aceleași. Ca și anul trecut. Pe patrimoniu se pot schimba în funcție de situația operativă, dar la noi este în continuare în lucru. Într-adevăr, județul Iași fiind un județ mare, are un specific aparte, avem câte un pic din toate. Probabil că vom merge în continuare pe furturile din buzunare, că astea sunt cele mai frecvente fapte, pe prevenirea tâlhăriilor, prevenirea furturilor din locuințe sau autoturisme, vedem care o să fie ponderea mai mare și prevenirea înșelăciunilor, cu siguranță avem proiectul care se va finaliza în luna mai. Și prevenirea violenței domestice, cred că va rămâne în continuare o prioritate a Poliției Române. Cred că e necesară și sperăm să veniți cu o campanie foarte interesantă și să ne-o povestiți aici, în cadrul știrilor. Da. Cu toate activitățile pe care le veți avea. Vă urăm spor în tot ceea ce faceți și multe campanii cât mai bune și cu rezultate frumoase. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Florina Stângace și vă doresc vizionare plăcută în continuare.